conduși de preoți și acompaniați de fanfară, credincioși au parcurs câțiva kilometri pe străzile din centrul Iașiului. Copiii de la cele trei parohii catolice au aruncat cu flori pe toată durata procesiunii. Credincioșii s-au rugat în același timp în întreaga lume. Pentru pace în lume și pentru dragoste între oameni. Pentru sănătate, pentru copii, pentru toată lumea care are nevoie de ajutor. Așa se obișnuiește. E un semn al iubirii și al respectării al Domnului nostru Iisus. Așa cum Iisus a spus când a plecat din lume, eu plec, dar vă las, mă las cu totul în preasfânta împărtășanie, în trupul și sângele Domnului meu. În primul rând ne-a rugat pentru pace. Cred că e rugăciunea care e necesară cel mai mult. Este pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice când toate catedralele s-au sincronizat după ora Romei, pentru a fi în comuniune cu Papa. La Roma, el s-a rugat în fața Sfintei Taine sau Sfintei Împărtășanii și același lucru l-au făcut toate catedralele din lumea aceasta, indiferent că la ei au fost ora 3 noaptea sau 2. A fost un cadru de rugăciune în comuniune toți catolicii din lumea întreagă. Procesiunea s-a încheiat la Biserica Romano-Catolică, unde credincioșii au primit binecuvântare din partea preoților.